Salutare lume! Noi suntem MC Gaming România și astăzi ne-am hotărât să începem o serie de Let's Play Survival pe un server anonim. Vrem să păstrăm numele și astea. L-am alături de mine pe Captain Sparkles, neața lume. tovarășul meu, care o să ne ajute împreună cu Paul, adică Vexim, să începem o serie frumoasă, zic eu, care sper că va ține mai mult de 20 de episoade. Cam câte 10-20 de minute episodul, zic eu. Nu Doamne, știu da. dacă le ține Memoria. și asta. În fine, deci o vom lua spre sud, zic eu, Mihai, așa e? E sud? Sau? Spre nord, bine. Bine, știi că îmi place geografia foarte mult. E mult în partea alta. Deci tu mergi în nord. Da, hai că sud. Da, îmi place mult geografia. În fine. Matie. Deci, să căutăm un loc de Casă, pădure, să defrișăm ceva, că da, păi nu. Ori suntem români, ori nu mai suntem. Și vrem Păi, să defrișăm ceva pădure, că normal, am găsit așa n-ar fi niște viața. dovleci. Mihai, Am găsit o junglă. niște dovleci eu. Ia dovleci aia. Eu mă apuc de defrișat prin junglă. Da, cam puțin lag. Sau mi se pare, ban, am Eu n-am crezut. deloc. Am avut un pic de lag, bine, normal, serverul ținut de pe hostul local, adică pe hostul meu, calculatorul meu. Noi sperăm ca seria noastră să vă placă. Mult. La 10 Vom de organiza mai multe concursuri, nu? așa, la 10 subscriberi, multe concursuri vor fi doar pentru voi, noi n-avem nicio treabă, noi doar alegem dintre unul dintre cei 10 subscriberi cu Cine vor? random.org. Am găsit o junglă, Mihai. Și eu sunt Primul robot. nostru premiu la 10 subscriberi va fi adică unul dintre subscriberii norocoși va fi ales să facă o serie de Let's Play Survival cu noi. Adică îi vom da serverul, data, ora și așa. Dacă nu e posibil să intre sau așa, vom alege altul. Deci, mult noroc. Sperăm să vă abonați și canalul nostru de YouTube este MC Gaming România 1, deoarece am mai avut unul. Am mai avut. Am mai avut unul și de Bun. la Da, zi. am primit 3 avertismente și am zis că decât să pierd videourile, mai bine mă apuc de un alt canal. Corect. Ca Și niște boși ce suntem. Nu. cu mai mulți, da, o să intre în următoarele noastre episoade. Paul Vexi, cum am și zis, am găsit niște oi foarte ciudate sub Mâncă-le, copac. omoară-le. Da, le mănânc, le mănânc. Nu știu Mihai, al îi Da. enable, a nu, am crezut că e enable game mode-ul, nu? La tine. Da, am dat fly. Ai băgat plugin-ul de fly? Da, poți să dai butterfly dacă simți Păi nevoia da, să. cum am zici? No, bine. E ceva tipic la mine, știi tu. Da. Dar nu Mecanisme. te cunosc de câțiva ani, nu. No. Noi trișăm pe aici. Bă, găsește animale, să le omori, să le mânci, să le știi tu. Da, perfect. Deci, iară, în timpul emisiei, deci cum se întâmpla și pe vechiul channel, sună toți proștii! Și unul dintre ei cred că știu care îi. Da, știi, îl cunoști. Stai, Da, îl stai un pic, cunosc, stai nu-l să... suport. Și vă zic așa, Bă, rămâne între lasă-mă, noi bă! secret. Poate vom face câteva farse. Da, în fine, va fi un măscărici, să zic eu. Da. Un Și vă prieten. fac multe farse, multe. În fine, Cel eu. Mihai, cred că o să... Iară sună, eu sparg. E a treia oară când îi refuz. I-am mai zis odată să nu mai sunem. Da, în fine, așa sună oameni proști. Okay. Mihai, poți să dai un pic TPA, te rog. TPA, nu TP. Magica, da. Să-mi dai și mie o lopățică. Hai că dau. Cam lopata și n-am ce face cu ea. Unde ești? Mamă, ce ai găsit mai aici? Un mic deșert, eu zic Ia că e zi. bun locul de casă, nu? Ce zici? Da, o să-mi aduc lemne. Nu te adun niște lemne, eu o să, cred că o să fac pe aici undeva o mină. Ce zici? Caut niște... Nu mă aduc. Face abstracție de mine. Aoleu. Deci... Da, nu vreau să ziceți că... Nu.
suntem niște tocilari sau așa. Noi tocilari? Da. Îmi place foarte mult cartea, după cum s-a și văzut. În ceea ce a fost paralel? Sau? Mă, pe mine mă faci paralel. E ăsta bun, numai la sport. Numai la sport am 10, cred că pe linie. Da, mă, că ai și la opțional, cred. În fine, nu mă prea interesează căul. Ne trebuie căul, așa e, pentru tortă. Da. Torte, să facem mai multe. Foarte... Ai crescut deja mina. Interesant. Nu, a săpat în jos și am dat de una. Nu. Tipic românilor. Eu găsesc fără să vreau instincte masculine, Mihai. Aparțin mie. Aha. Tot zice unul pe Skype că știi că să intre și el, dar nu. Da, nu mai acceptăm pe nimeni. Da. Nu, glumesc. Poate dacă am să văd că am foarte mulți subscriberi, o să avem și un invitat special odată la o săptămână. Da, episoadele noastre vor fi făcute... puțin, adică îi scriu ceva lui ăla că mă tot disperă. Bun, perfect. Da, spune. Cel puțin odată la două zile, dacă ne permite și timpul, normal. O să facem și noi câte o serie de let's play. Prima dată vom începe numai cu asta, nu vom mai face alta, adică să începem cum fac unii să... Am revenit și desigur aici să ne prezentăm planurile, știi, vă disperă, vă nu știu cum, dar... Da, sunt planurile. Nu mai contează, că trebuie să ne organizăm cumva, că nu. Mihai, sincer m-ai întrerupt. Scuze, sau nu? Iar mă sună asta. Eu sparg. M-am săturat să dau refuză. Mihai, ești acolo la casă, cumva? Nu, eu sunt undeva prin junglă. Bun, ești. Eu am uitat să setez home. Ca să... Cat. Au, scuzați expresia. Nu nimic, ceva tipic românesc. După cum ziceam, seria va fi una, sper eu, amplă. Cu multe, na, să zicem, peripeții, da. Ainda e mai, chiar cum să n-ai peripeții, în fine. Nu la ce vă gândiți voi. Deci știm că mai există. Da, știu că o să avem mulți hateri care o să zică: "Băi, copciilor, nesimțiților, ce căutați voi să faceți serii de Minecraft? Habar n-aveți." Da, suntem la început de drum această meserie, să zic așa. Eu n-am mai jucat Survivor de pe servere. Single player night. Plictisitor. Da, Survival e un mod, zic eu, atractiv, care te învață să supraviețuiești, să zic așa. Dar totuși tu când te-ai jucat pe single player Survivor? Eu? Da. Never. Eu pe single player, nu știu dacă m-am jucat de vreo 3 ori de când am Minecraft, adică de vreo 2-3 ani. În fine, chestie comună. Am săpat niște dirt ca să pot să mă urc aici sus. Eu trebuie să-mi fac un nou târnacop. Să aduc eu niște de asta. Am eu, la mea am un târnacop și să fac un... Șas. Da, eu zic că Minecraft-ul câteodată creează dependență. Numai câteodată. În fine, mai tot timpul, să zic așa. Nu că aș fi dependent de Minecraft sau nu. Da. A zilnic? Mă, da, într-adevăr, aproape zilnic, depinde. Mihai, am lag, bă, n-am. Dacă tu ai lag, păi, eu ar trebui să fiu... Sunt intrate mai multe chestii. În fine, toată treaba e că această serie va fi una de... Zic eu, maxim 20 de episoade, după care vom începe alta. Mm-hmm. O să facem, cred că așa, și să inse, nu știu, să... Deci acum ne prezentăm planurile de viitor. Da, dacă vă plictisește, puteți să dați stop la video și să vă uitați la următorul. Sau, dacă nu, un like, dacă chiar vă plictisiți așa de mult, dați un like și un subscribe. Mă, pe mine mă disperă noaptea asta. Umblă un pic prin console și fă ceva. Da, n-am umblat.
E mai mult mai bine, sincer. Pai că acum fac un furnal, că mă sătura să sap cu un copăcel. Cobblestone. Îmi trebuie lemn. Adun niște lemn. Ia cât ajung la am găsit. Nu mă interesează cât ajung la găsit, adun niște lemn. Să fac un... Dau pe tot. O masă. Deci, da. Stai că vin și îți dau. Ia. Ia. 2 secunde. Bun. Ca să luați tot lemnul odată, apăsați shift-ul din stânga și click gata. Perfect. Și încă o dată mai băieți. Fac. Bun, facem o masă de lucru. Un crafting table. Punem... Hai, foarte simplu. Bine, în asta o să dăm și unele lecții de crafting. Da, că știm și noi. Da, în fine, am auzit acum câteva zile că se poate face iron golem din gheață. Asta chiar nu știam. Se poate, dar de unde facem lanț de gheață? Nu știu, de pe creativ, din câte îmi dau seama, dar nu o să fac, nu o să... Ne, nu suntem chiar așa de perverși. Nu, că dacă m-am apucat de un survival, n-are rost să mă apuc de un... Mă apuc să mă joc cu creativ. Vezi că am făcut un final. Numai unul. Nu-mi permite cobblestone mai multe. Permite târnacopul. Fac un... Opa, stai, am nevoie de bețen. Bun, vedem ce. Of. Încurc câteodată doar tu cu așa, 64 de bețe ajung. Să pun la făcut... ce? Iron ore-ul? Și cu ce-l pun? Cu ce pun iron ore-ul? Păi lemne, lemn prelucrat. Îl pun cu lemn sau îl pun cu căul? Lemn, pe de căul să mai avem nevoie, dar oricum putem stai face că le-am căul. Pus, le-am pus invers, din câte observ. Perfect. Perfect. Bun, bun, bun. Eram cam dat de capă de lume. Sincer, ai ceva, papa? Nu, încă. În fine, după cum văd, am găsit un cop de magma. Un cop de ala urât care sparge tot. Mhm, zigoșenii de-a, zigoșenii. Bă, ce are mă asta? Așa. Ba, mă duc să caut ceva de mâncare, că nu mai pot. Am găsit de asta. Wow! Stai, ce-i ce? În fine. Trestie. Ce-a găsit? Trestie. Bun. Sper că în următoarele episoade să facem și noi găină trecim coace. Pare rău că trebuie să te sacrific, dar mi-e foame. Cât că ăla am găsit. Mi-a dat pene. Câte? Una. Nu, două pene, dar nu gă... Uite un porc. Dar ce ziceam eu, cred că e lagul. Sau laguna. M-a ajuns într-o zonă plină de mobi. Nu vrea să ajungi aici. Da, ba, dar vrea. De mobi. Creeper și zombie și... Tăte națiile. Fucking... Doar cum putem da... Și fucking creeper. Putem schimba pe pașnic. Da, cred că trebuia să setez acolo home. Am pierdut casa. Bravo, Lau, bravo. Cred că era în direcția asta. Eu bag aici așa un waypoint că no. Bagă, tata, bagă. Da, cred că am găsit că văd ceva negru acolo. Da, e insula insulelor. În fine. Lau? Da. Dă-ți repede tu până la mine. Stai să mănânc ceva. Treci repede aici, nu mai mânca. Dacă buticul meu cere... Adă multe din alea. Ce? Torte. Dar n-am focă. Nu, lasă că fac eu stai câteva. Stai că am eu aici câteva, adică acum fac. Că sunt sărac. Ajung cam 2 stacuri și 24. Ajung, că și eu mi-am făcut 56. Hai repede aici. Bară, tâpâm, tâpâm, cap, tab, teleporting, lol. No, scoate-te rog, bagă să fie pe pașnic, că no.
nu vrem să avem de face cu mod. Uai, cât sus acolo! Știu! Ia, stai. Uai, cât sus! Da, nu cumva de sub. Păi da, cred că acolo, întuneric. Nu știu, dar mi-e un pic încumet, hai! Stai, să-mi iau un pic de... Eu știu capcanele de pe aici care le găsim. Torțe, ăsta e templul ăla, așa-i? Da, hai da, stai, mă uc eu primul. Ușor, da. Batman. Aici așa-s leverele. Ce-s? Levere. Stai, uite, aici așa e un dispenser. Au! Stai, okay. Că iau repede, am luat săgețile. Bă, ce-i chestia asta, bă? Asta e capcan, așa-i? Da, gata, am spart redstone-ul. Gata. Bă, am luat aici săgețile. O carte eșantată și 6 oase și 8 carne putrezită. Da, am luat. Poți să iei dispenserul. Ia să vedem. Stai că le iau eu. L-am luat. Ia și redstone-ul. Ia cu fărul cănil, trebuie, cred. Ia-l. Redstone. Ce butus. Și eu abia cum am zici? Hai încoace odată. Hai că iau câteva levere de pe aici. Ups. Mihai, nu mai loc. Nu știam de ce nu mi-a ăla. Fac, am găsit și încă un cufăr. Cu? Sticky Piston. Am găsit Sticky Piston-ul pe aici. Tot felul de redstone, l-am golit. Da, dă-l încoace, dă cufărul încoace că e folosit. Am uitat să setez home acolo. Bra, păi da, dai barback. Da. Nu trebuie Sticky Piston. Nu mă tie. Da, îmi place, eu le spart ulei. Da, frumos, oricum tot. Hai să luăm astea, că arată fain și pentru ale în fața casei. Da, de. Foarte interesant. Deci, episodul ăsta cred că se va numi găsirea templului. Începutul și surprizele templului, no. Ei, că e ceva interesant. Da, nu, astea sunt chestii generate de mapă. Care nu, le-am fi făcut noi. Nu ne pricepem deloc. Cam cum găsești și prin subsol. Și, sincer, Mihai, cine crezi că ar sta? Cine crezi tu că ar sta atâta? Eu, că n-am ce face. Da, pe tine te duce mintea la multe. Prostinul la chestii. În fine. Ups. Apă, am dat de apă, N-avem un bucket. Ce bucket visezi? Un bucket, acum pui mei. Peleată, pe românește. N-avem, am oprit apa. De ce ai oprit-o? E ca să nu mai curgă, că oare de ce? Eu fac un stack de chestii din asta, piatră cu mușchi sau cei. Da. Da, știu că o să ziceți că cam praf la engleză, dar chiar trebuia să dântesc și... Da, n-am mai dat. Ceea ce profă, uite tu că avem. Fericirea lui Mihai. În fine. Ok. Ups. Ce mai întâmplă, Mihai? Așa. Ce? No, acolo e ăla. Nașpa. Deci grifă. Mamă, cât zombii sunt pe hartă. Dacă nu vedeți harta sus, dreapta. Sigur, vă face tutoriale cum se instalează modurile. Da, avem, eu am, nu știu dacă Mihai are. Am Optifine, mod anti-lag, să zic așa. Dar de unde ai aflat de ele? Nu știu, mi-a zis sunt ciripitor. Mihai, da, el e distribuitorul. Ce mă enervează apa asta? Creeper, fucking creeper. The bottle back. No, eu mai iau de pe aici. Bun, deci m-a dus unde trebuie, fix la locul potrivit. Set home. Set home. Ai dat set spawn acolo. Fii set serios. Home, nu set spawn. Așa. Păi să-mi bag ceva în apa asta. Ce ai cu apa cu chile? Curge! Trebuie să pun astea aici. Vezi că o să fiu nevoit și chiar... Am mai multe din alea. Depozite cufere. Lol. Eu știam că am două cufere în unul. În fine, mai facem unul. Am eu un cufăr. Da, de aia știam eu că am două. Am găsit templul ăsta pe hartă. Noroc cu modurile. O să pun tot ce nu am nevoie, adică tot ce e prin inventarul ăsta iurea așa. Da, ca să le puneți, apăsați tot așa și gata.
Oh, perfect. Bă, ce am făcut eu cu bețe? Ah, da, mai am 26 că... Dai că vin înapoi să fac un pickaxe. Am făcut torțe. Iron ore. Sau ce asta? Iron ingot. Ingot. Câte ai? Stai că n-am pus bine. Pac. Îți face un pickaxe de iron? Asta încerc. Hai că-mi fac și eu, nu cam găsit ceva iron pe acolo. Mai era un cufăr mic. Puțin iron. Să fac oare, să fac un iron pickaxe? Bă, că... No, că ce altceva putem face cu iron-ul? Sapă pot să mai fac. Ce să mai fac? Fii serios, Lau. Nu știu, să fac un topor. Nu, că topor mai avem. Hai că e bun ăsta. Iron. Topor ales bun, simplu, mă, că, da, ce, nu folosește atât de mult toporul. Mihai, cred că am să mă duc chiar jos. Da. Măcar ți-ai pus cronometru? Da, deloc. Perfect. În fine, ups, am pus-o pe Skype. Nu știu, cred că a trecut 20 de minute. Da. Nu de curând, cred că se va încheia și acest episod, oricum vom continua, vom face mai multe legate, unele după altele. Da, ne punem să facem. Au, ce e în cufărul ăsta? Multe. Au. De unde ai tu? Ai găsit în cufăr carrot? Ăla cu carrotul de când, da, am găsit. De pe porc. Aha. Atunci, da, de-ai călărit tu porcul. Vechiul nostru intro. Da. Vechiul intro, da. Da, îmi place. Mă, starul meu, ce știi tu? Stai, ce să mai fac eu cu 5 iron-uri? Ne, nu știu. Ce ne-ar fi nou folositor? Încă un pickaxe mai există, e pickaxe? Am și eu unul. Păi am mai fac acolo și să fie. Că nu. Mai ai vreun iron? Mai am unul. Fix unul mi-ar mai trebui, dar lasă. Oricum, mai... Refresh și eu puțin pe aici, altă merg să mai caut încă un templu. Nu, cred că o să mai ai timp, Mihai, că o să închid. Imediat. Adică okay. Imediat o să terminăm acest episod. Foarte interesant, zic eu. Mai ales cu chestia cu templu. Să mai tot găsește plecă, fac episoade. Eram obișnuit cu modul 3 capitol. Ăla cu de data dată și pică tot. Numai tu. Am mai găsit puțin iron. Mihai. Da. TPA la mine. Cu ce ocazie? Am găsit un oraș. Oooo, fără mine. Te-am obțin. Ce e aici? Lână, portocalie. Da, cred că știu ce ai găsit. Da, un oraș de la general de mapă. Opa, opa, opa! Mihai, mă omoară! Hai că mă bine. Ce te omoară? Nu știu ce e ăsta, dar mă omoară ceva. Ce? Nu, să te nu, nu, nu. Ăsta-i Skeletron. Bă, ăsta nu-i! Știu ce e ăsta. Ce-i? Știu ce e ăsta. Este ce? Un alt templu. Bum! Creeper! Fac eu, Creeper! Exact! Fix lângă mine, a explodat! Nu-i nimic, se generează așa cum s-a făcut. Ne obțin. Au! Mi-a luat o săgeată, cred că... Da, fix în cască! Te rog, poți să bați un pic ăla. Hai că am dat de niște depozite. Opa, am găsit o grădinuță. Și să te... Iau grădinuța ca să facem noi mai încolo. Lau? Da. Am o veste bună. Și una proastă, cum îmi zici tu de obicei. No. TNT, cred că am găsit. Ai ceva torțe? La mine nu, sincer. Du-te acasă și mai ia câteva torțe. Stai că acum grifez o grădinuță. Ce ai găsit? TNT. De unde focă? Templu, capcană din templu. Și ce ai dorit tu să faci cu această capcană? Hai și ajută-mă și tu un pic. Hai.
Iau niște semințe acum. Bă, dar nu mai au ăștia morcovi. Morcov, morcove. Uite aici, mă, sunt cartofi. Știi? Băi, eu îmi bag waypoint aici. E chiar lângă casa noastră, pentru ce mai bagi waypoint? Să fie. Să fie, vezi? Am știut unde să fac casa. Grâuleț, grâușor, ia-mă mai ușor. Bine, hai să încheiem episodul. Ok, no, la revedere, lume, ne mai auzim, că de curând. Ciao, les. Ciao, les. Dați like, share și subscribe, noi suntem Raw Gaming România, MC Gaming România, vă mulțumim pentru vizionare. La revedere. Am să am eu grijă de tine, numele nu știm, ne simți tu le.